Sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vânjumare, polițiștii orașului au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori. În urma perchezițiilor efectuate, polițiștii au ridicat peste 40 de metri cub de material lemnos, precum și bunuri folosite la săvârșirea faptelor. În fapt, s-a reținut că în perioada septembrie 2021-aprilie 2022, mai multe persoane ar fi tăiat și sustras material lemnos din Fondul Forestier Național, pe care l-ar fi folosit pentru consumul propriu sau l-ar fi valorificat în mai multe localități din județul Mehedinți. Au fost puse în executare 12 mandate de aducere, urmând ca persoanele în cauză să fie conduse la sediul Poliției orașului Vânjumare în vederea audierii, stabilirii activității infracționale și recuperării prejudiciului. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și furt de arbori.